Un bărbat în vârstă de 60 de ani din Topoloveni, angajat al unei firme de salubrizare din Pitești, ca șofer pe un autocamion de colectare a gunoiului, a suferit un accident în localitatea Dobrești. La un moment dat a parcat și omul a oprit motorul vehiculului, după care a coborât. După un timp, șoferul și-a dat seama că vehiculul nu este asigurat și a vrut să ajungă în cabină să repornească motorul. A fugit prin față, însă nu a apucat să treacă. Autocamionul, pus deja în mișcare, l-a surprins între cabină și temelia din beton. Se pare că bărbatul a fost prins chiar la colțul zidului, moment în care piciorul drept i-a fost strivit. La fața locului au sosit polițiștii, dar și pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș. Victima a fost scoasă de sub camion și s-a constatat că avea fractură deschisă la piciorul drept și pierduse o cantitate mare de sânge, însă era conștient. Bărbatul a fost preluat de echipajul de terapie intensivă mobilă, i s-au acordat îngrijirile medicale și a fost transportat la spital. Vestea proastă este că în timpul intervenției chirurgicale, medicii nu au putut să-i salveze piciorul strivit, fiind nevoiți să-i amputeze. Polițiștii din cadrul Poliției orașului Topoloveni au demarat o anchetă.